Și fiecare dintre acești cavaleri nu poate participa la turnir fără să jure în fața lui Dumnezeu și în fața noastră că nu folosește vrăji demonice, nu folosește puterile diavolului pentru a câștiga turnirul. Edith, je jure. Au jurat! Aplauze! De acum totul se poate, orice se poate întâmpla, pentru că altfel juri va revenir. 3, 2, 1, să zboare porumbei! Aplauzele pe care le merită! Robes are made from rare imported fabrics, reflecting the wealth of the wearer and sense of elegance. Silk and brocade will enchant any wealthy, childless elf. Noua colecție include și haine de zi cu zi și un senzațional nou outfit este inspirat de domeniul sacru, luând inspirația tunicii Sfântului Petru. Îl va face pe papă să fie jenat. Yeah, this is the new church of England, obviously. I believe the Pope will innovate this if you visit him in the Vatican. Este outfitul vânătorului. Printre ultimele modele prezentate aici, iată acest costum care arată grozav atât în pădure la vânătoare, cât și pe tablourile care reprezintă maestrii vânători. Iată aceste colecții de underwear care le pregătesc celor doi excomunicarea directă, fără prea multe discuții, însă un design senzațional pentru moda acelui minunat an 1365. Venit pe scenă până acum la această paradă a modei medievale, adusă din secolul XIV al bunului nostru rege Sigismund, aici la Festivalul Medieval Oradea. Șase bărbați, bărbați răi, pe cale să se întâlnească în luptă. Într-o luptă care nu va înceta, zi după zi. Aceasta este soarta celor rămași la forți. Murind pentru eternitate în purgatoriu. Thank you.